Pentru ce ați fost solicitați astăzi la Spitalul Județean? La ora 18 în această seară, Inspectoratul pentru Situații de Urgență Dobrogea al Județului Constanța a primit un apel în urma căruia a fost solicitat să intervină pentru lichidarea unui incendiu izbucnit la etajul 4 la Spitalul Județean Constanța. La 18:03 minute primele echipaje au ieșit pe poarta unității spre Spitalul Județean, iar la 18:07 minute erau deja la fața locului. Facem precizarea faptului că atunci când au sosit echipajele la fața locului, incendiul era deja lichidat de Serviciul Privat pentru Situații de Urgență al Spitalului. La fața locului au fost alertate de la primele secunde o auto specială de transport victime multiple, două autoscări, patru mașini de stingere și două echipaje de prim ajutor. Cauza probabilă a incendiului a fost stabilită ca fiind scurt circuit electric la dezumidificator. Incendiul a izbucnit la etajul 4, așa cum am spus, la un bloc operator de aproximativ 40 de metri pătrați, la secția de chirurgie cardiovasculară. Din fericire, nu s-au înregistrat victime. Cele patru cadre medicale care erau la momentul izbucnirii incendiului în blocul operator s-au autoevacuat.